Salut și bine ne reauzim la Mind About Collaboration, parte din Mind Education Podcast. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și îți propun azi al doilea episod din seria de podcasturi despre burnout sau despre epuizare și emoții încălcite. Te invit să rămâi alături ca să afli care sunt oglinzile prin care poți recunoaște semnele sindromului burnout. Pentru că se dezvoltă lent și discret, ca o picătură care își face drum prin stâncă, sindromul burnout este destul de târziu recunoscut. Are nevoie de mai multe oglinzi ca să poți să-l vezi. Și odată recunoscut, urmează o altă provocare, acceptarea lui. Cel mai frecvent, spun studiile, sindromul burnout este recunoscut prin efectele pe care le are asupra a patru aspecte importante. Primul este calitatea relațiilor tale cu ceilalți, colegi sau cei apropiați. A doua oglindă o reprezintă sănătatea fizică, a treia calitatea vieții personale, a stării de bine și a vitalității și a patra oglindă importantă este cea a performanței. Hai să le luăm pe rând și să vedem cum se reflectă în fiecare din aceste zone sindromul burnout. Prima oglindă prin care poți să surprinzi efectele sindromului burnout este cea asupra calității relațiilor tale cu ceilalți. Unul dintre indiciile fine, subtile, care ne arată că sindromul burnout se instalează treptat în viața cuiva, o reprezintă indisponibilitatea și prezența scăzută în relațiile semnificative, adică cele de colaborare sau cele personale. Spus simplu, nu mai ai timp, răbdare și flexibilitate pentru relațiile cu ceilalți. Și asta pentru că resursele mentale și emoționale sunt primele care sunt afectate de sindromul burnout. Cel mai frecvent cocktail de factori de risc care predispune instalarea sindromului burnout, spun studiile, este combinația dintre un volum mare de responsabilități și de solicitări emoționale. Și asta înseamnă, mai concret, un rol de muncă dens, cu termene limită presante sau care necesită schimbări frecvente ale atenției de la un task la altul sau mai poate presupune luarea rapidă de decizii. O altă categorie o reprezintă apartenența în proiecte multiple de colaborare care presupun treceri rapide de la dinamicile și procesele dintr-o echipă la alta. La fel de provocatoare pot să fie relațiile încărcate emoțional, fie pentru că implică dinamici mai puțin sănătoase, cum ar fi manipularea sau abuzul, fie că sunt roluri în care exprimarea autentică a emoțiilor este dificilă, ceea ce în timp va duce la instalarea epuizării. Pentru că tot acest cumul de solicitări nu face altceva decât să ne arunce într-o spirală a consumului de resurse fizice, mentale, emoționale și să ne distragă atenția de la grija față de aceste resurse. Și acest mod de alertă, de consum de resurse, duce în timp la reactivitate crescută în relațiile cu ceilalți, la tendința de a ne detașa de emoții, de a evita disconfortul emoțional, de a fi mai puțin dispuși să ne asumăm contribuția pentru statusul unei relații în care ne aflăm. Sau, simplu spus, ne vom trezi cu timpul blocați în și de emoții încălcite pe care le-am tot evitat. Sau, într-un mod mai concret, îți propun 5 indicii din relațiile cu ceilalți care pot fi indicatori că sindromul burnout începe să dea târcoale vieții tale. Primul indicator este că ceilalți îți spun des că muncești mult prea mult, mai mult față de alte etape din viața ta. Al doilea indicator concret este că tu sau ceilalți observi că ai devenit mai irascibil sau irascibil în ultimul timp, ceea ce nu se întâmpla acum 6 luni, de exemplu. Al treilea indicator este că nu mai găsești timp pentru momente de conectare profundă cu ceilalți, adulți, copii, colegi. Al patrulea indicator este că îți pierzi răbdarea în conversațiile cu ceilalți, vrei să le închizi mai repede, ajungi ușor într-o stare de iritare și vrei să pleci de acolo, îți vine să ataci.
Al cincelea indicator este că nu reușești să înțelegi de ce ceilalți îți spun des să ai mai multă grijă de tine. A doua oglindă prin care poți să surprinzi efectele sindromului burnout este cea a sănătății fizice. Unul dintre cele mai dureroase și costisitoare efecte ale sindromului burnout este tocmai asupra sănătății. Sau poate este zona care ne determină cel mai puternic să facem schimbări în viața noastră. Există o multitudine de studii riguroase, mai nou, care arată cât de nociv este sindromul burnout pentru sănătate. De exemplu, un studiu prospectiv arăta că sindromul burnout scurtează viața celor cu vârste sub 45 de ani. Mai clar, studiul a arătat că pentru această categorie de vârstă, riscul mortalității din orice cauză este cu 35% mai mare, independent de alți factori de risc, cum ar fi boli cardiovasculare sau un stil de viață nesănătos. Alt studiu recent arată că sindromul burnout deteriorează sănătatea cardiovasculară prin faptul că acest stres cronic crește variabilitatea ritmului cardiac, adică diferențele intervalului dintre două bătăi cardiace succesive. Mai simplu spus, sindromul burnout îmbătrânește funcționarea inimii și a sistemului cardiovascular. Cum stresul cronic se așează în corp, sindromul burnout predispune la o serie de afecțiuni ale musculaturii și posturii, ne spun studiile. De aceea, acesta merge mână în mână cu dureri sau blocaje de spate, cu contracturi musculare sau inflamații ale articulațiilor. Așadar, îți las pe scurt 5 indicii fizice care, studiile spun, merg împreună des cu sindromul burnout. Prima este că migrenele apar mai frecvent sau mai intense decât în alte etape de viață. Al doilea indicator este că se instalează insomniile. Un alt indicator din zona de sănătate fizică este că ajungem să o consumăm frecvent, mai frecvent, substanțe, cum ar fi calmante sau, dimpotrivă, substanțe ca și cafea sau băuturi energizante. Cu timpul, ajungem ușor să fim dependenți de aceste substanțe pentru a ne derula o zi obișnuită de muncă. Al patrulea indicator este că alunecăm ușor într-o alimentație nesănătoasă. Asta poate însemna de la poftă de dulce până la mese neregulate sau până la un consum dezechilibrat. Și al cincelea indicator, care de multe ori apare atunci când sindromul burnout este deja parte din viața cuiva de mult timp, sunt senzații constante de greață fizică, fără să fie cauzate de o problemă medicală concretă. O altă oglindă prin care poți surprinde efectele sindromului burnout este calitatea vieții, bucuria și vitalitatea, care cu timpul se deteriorează. Ajungi să-ți dai seama că ceva nu merge bine, dar nu știi ce. Ăsta este un indicator care te poate invita către reflecție să înțelegi de unde apare această senzație. Nu mai găsești surse de împlinire nici în muncă, nici în timpul de după muncă. Zilele și-au pierdut energia și culoarea și par conduse de aceleași tipare de muncă. Și îți dai seama că, pentru că munca ocupă cea mai mare parte din viața ta, nu mai reușești să ai grijă de sănătatea ta și de calitatea vieții tale. Și asta se reflectă în practicile zilnice, săptămânale, lunare, care susțin starea de bine fizică și emoțională și care și-au pierdut cadența. De exemplu, dacă în urmă cu ceva vreme citeai constant, acum se poate să citești mult mai rar. Sau dacă te uiți în timp înapoi, îți dai seama că făceai mai multă mișcare fizică decât faci în prezent. La fel, pare dificil să aduci în viața ta practici noi sau să dezvolți competențe noi. Asta poate însemna, de exemplu, dacă vrei să-ți îmbunătățești ritualurile dinainte de culcare, va fi nevoie de mai mult efort pentru a putea forma o deprindere sănătoasă înainte de a dormi.
pentru această zonă 5 indicii clare care arată că sindromul burnout se așează în viața ta pot fi oricare din următoarele indicii. Primul este că observi că ți-e dificil să fii recunoscător sau recunoscătoare la finalul zilei. Sau este o provocare să simți recunoștință pentru mai multe aspecte diferite, cum ar fi pentru progresele de la muncă, dar și pentru conversația de suflet cu un coleg sau un prieten. Un alt indicator este că nu mai ai timp pentru hobby-uri sau îți dai seama că hobby-urile au dispărut cu totul din viața ta. Un alt indicator este că somnul nu mai este așa hrănitor. Dormi constant mai puțin de 7 ore pe noapte, te trezești deseori noaptea sau te trezești dimineața obosit și fără niciun chef de muncă. Al patrulea indicator este că ajungi să lucrezi fără întrerupere 2-3 ore în șir, timp în care nici măcar nu te ridici de la birou. Un alt indicator este că zilele libere și perioadele de relaxare par să-și piardă repede efectul de relaxare odată ce reiei munca. Asta poate însemna că se pierd aceste efecte de relaxare și de încărcare cu energie în câteva zile de la reluarea muncii. Și ultima oglindă prin care poți să surprinzi efectele sindromului burnout este performanța în muncă. Atunci când sindromul burnout s-a instalat în viața cuiva, se va reflecta în performanță, în ciuda încăpățânării tale de a accepta asta sau de a vedea. Și studiile spun că aceste efecte vor începe discret prin întârzieri. Adică îți vei începe ziua de muncă sau întâlnirile de dimineață cu întârzieri de câteva minute sau un sfert de oră, care până acum o vreme nu se întâmplau. Acestea sunt semne timpurii sau acele early red flags că scade angajamentul față de rolul profesional. Atunci când apar concedii medicale frecvente sau absențe nemotivate, aceștia sunt indicatori puternici ai prezenței sindromului burnout. De aceea, dacă o echipă sau organizație e preocupată de acest aspect, poate urmări tiparul evoluției în timp, în ultimele 6 luni, de exemplu, a absențelor, întârzierilor sau concediilor medicale, în funcție de specificul acelei echipe sau organizații și de modul în care ele sunt documentate. Din vizualizarea acestui tipar, pot fi extrase direcții de lectorat mai departe, mai în profunzime. Un alt indicator legat de performanță este că apar erori de atenție, de decizie, de precizie. În echipe și organizații, studiile spun răspicat că sindromul burnout favorizează intenția de a demisiona, ceea ce în organizații se reflectă prin creșterea ratei de plecare, acel turnover indicator. O concluzie pe care am extras-o din cercetările mele de doctorat a fost că oamenii nu schimbă locul de muncă pentru că se confruntă cu un rol profesional solicitant, ci pentru că în timp s-au deconectat de munca lor și au ajuns să dezvolte treptat sindromul burnout. Rezumând în 5 indicii concrete legate de performanță, sindromul burnout poate fi recunoscut prin câteva semne. Primul semn o reprezintă dificultatea de a respecta termenele limită. Al doilea semn poate reflecta decizii ezitante sau luate prea repede, fără a lăsa răgazul de a analiza perspectivele multiple. Al treilea indicator este dificultatea de a extrage oportunități de creștere dintr-un feedback și de a te dezvolta din erori. A patra zonă care reflectă sindromul burnout este tendința de a ignora greșelile, de a le minimiza impactul sau chiar de a le ascunde. Și un ultim indicator este că apare fenomenul de prezenteism, adică, deși fizic ești prezent în rolul profesional și în conversații, reușești mai greu să te concentrezi și să rămâi conectat cu munca. La fel poate să apară și fenomenul de social loafing, adică aluneci foarte des în consum
online, site-uri de socializare, e-mail-uri care sunt nelegate cu munca. Și în final, te invit să reflectezi la cele indicii din viața ta, din zonele importante pentru tine, care îți pot arăta că e nevoie să te apropii mai mult de tine și să te conectezi altfel cu munca ta. Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts și celelalte.